un titlu sau un om care gestionează lada de zestre a județului, care o face cu foarte multă competență, care scormonește așa în profunzimea rădăcinilor identitare, este doamna Florentina Buzenski, care manageriază un târg al meșterilor populari de cea mai bună condiție. Toți meșterii populari din țară tind și doresc să ajungă la Piatra Neamț, pentru că cel care îi invită este cu adevărat un specialist și un foarte bun organizator. Doamna Florentina Buzenski. Bună ziua, mulțumesc mult! A vorbit foarte frumos domnul director, aș vrea să fiu păstrătoarea lăzii de zestre a strămoșilor noștri, a celor din județul Neamț. O astfel de ladă de zestre își are locul aici, pentru că vorbim de cultura noastră populară, de cultura tradițională, pe care ne sprijinim toți. Și este foarte important pentru mine și pentru toți meșterii de care amintea domnul director că își doresc să vină la Piatra Neamț, că am luat acest premiu. A fost mai ușor anul trecut, când l-am luat prima dată, este mai greu acum, că l-am luat a doua oară în numele lor. Și vreau să vă spun că lângă mine ar trebui să fie acum foarte mulți oameni, ar trebui să fie domnul primar, ar trebui să fie președintele Consiliului Județean, pentru că eu sunt persoana care apar tot timpul în față la această manifestare, eu fiind specialistul. Dumnealor mă ajută și au încredere în mine. Anul acesta am depus de nou proiectul, domnule primar, și să promovăm ceea ce este frumos și ceea ce este adevărat și nu vom face nici de acum rabat de la calitate. Vă mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc, domnule. Mulțumim și noi. Vreo două săptămâni, centrul orașului era invadat până spre miezul nopții de public care mergea spre teatru, care pleca de la teatru. Pentru că a fost un maraton de demonstrații dramatice în Piatra Neamț, iar în spate au fost doi oameni care au gestionat totul. E vorba de directorul Liviu Timuș și de cel care îl asistă și îl sprijină în tot ce face, domnul Viorel Cozma. Domnul Timuș este ocupat cu noua premieră. Domnul Viorel Cozma a putut să vină și ne bucură acest lucru. Poți să-mi și prea vreun mic acolo. Ia să văd. Domnul Adrian Gheorghe, un prieten desăvârșit, n-a învățat nici astăzi că mă cheamă Cosma și nu Cozma. Nu contează. Vreau să încerc să fiu scurt. Folosesc acest prilej pentru a îndrepta un gând și o dedicație către foștii mei colegi de la Mesagerul de Neamț. Un săptămânal care timp de vreo 4 anișori mi-a permis să public din relatări, din dezvăluiri, o adevărată cronică a dezastrului. A fost vorba despre un atentat împotriva unui templu al culturii românești. Sub paravanul unei reabilitări, de fapt, Teatrul Tineretului era să devină o ruină. Dacă astăzi, cât de cât se poate juca în teatru, dacă am reușit ca prin minune să ținem două festivaluri, eu zic că este și meritul colegilor de la Mesagerul de Neamț, iar floarea. În tot acest timp, după cum știți, autoritățile, am avut gură pocită cu vreo câțiva ani, s-au perfecționat într-un fel de reghiem pentru Batistă și Țambal. Nu s-au găsit vinovați, lucrările nu sunt terminate, obiectivele proiectului nu au fost atinse și, în condiții normale, orașul, ca lider de proiect, ar trebui penalizat. Tot timpul ni s-a spus, aveți voi curajul ăsta să întreprindeți demersurile pentru a fi puse lucrurile în ordine și să returnăm
banii, noi n-am avut curajul ăsta. Poate o să-l aibă altcineva. Și închei cu o aluzie la Nichita Stănescu, tot am fost aici pe 13 decembrie, zice foarte frumos într-o orație de nuntă, cunoscută, pun pariu domnului de la Bistița, iar eu stric și nu se aude, mările din nou sunt ude, iar țărmurile ca și depărtările. Mulțumim lui Florin. O altă componentă a listei noastre, arte, literatură. Un scriitor cu o operă impresionantă în spate, credem noi, victimă a ceea ce spuneam la început, analfabetismului contemporan, pun în ghilimele evident, într-o lume în care se citește din ce în ce mai puțin,
Dânsul vine cu cărți din ce în ce mai pregnante, determinante, care de fapt împlinesc destinul. Este vorba de prozaturul pe care noi ne-l asumăm ca un nemțean temeinic. Înainte de 89, multe dintre romanele sale speculau viața din interiorul comunității noastre. Este vorba de prozatorul Constantin Munteanu, căreia îi acordăm o distinție, Opera Omnia. Profit de moment spre a atribui tot prozatorului Constantin Munteanu premiul reprezentanței Neamța Uniunii Scriitorilor din România, filiala Iași, pentru activitatea sa și pentru romanele sale publicate în 2016, premiul Cartea Reprezentanței Neamț, pe care am stabilit-o împreună cu în cadrul unui juriu din care au făcut parte poeții Nicolae Sava și Radu Florescu, precum și eu. Nu sunt decât mesagerul poetului Casian Maria Spiridon, care este președintele filialei Iași a Uniunii Scriitorilor din România și care m-a rugat cu acest prilej sărbătoresc în cadrul acestei festivități să-i dăm lui Constantin Munteanu acest premiu, această distinție pentru activitatea sa deosebită. Eu îl felicit sincer pentru puterea de muncă pe care o are, pentru activitatea creativă pe care o depune. El este totodată și membru al Colegiului Revistei Antiteze. În orice caz, depune o activitate deosebită, are o vitalitate, are putere de muncă creativă și ca atare merită cu prisosință laurii pe care îi acordăm prin această distinție. Felicitări! Mulțumesc! Te pot să fie la urmă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult jurului, mulțumesc tuturor, în special primăriei Piatra Neamț, mulțumesc și fostului primar, că atunci am început să-mi public cele 9 romane, de fapt 7 atunci, dar domnul Chitic a fost sufletul acelui fond pentru un proiect literar. Mulțumesc Consiliului Județean, care m-a ajutat la publicarea ultimilor 2 romane și aș ajuta și eu pe oricine care scrie, dar nu asta este important, ajutorul bănesc, ci să poți să scrii. Un omagiu aduc celui care a fost combinatul de la Săvinești, unde am muncit 20 de ani fără o lună, că m-a venit câteva luni la Biblioteca Județeană Director, unde m-am format, unde, așa cum spunea cum fratele Adrianu Lighiorghe, mi-am luat o parte din ideile, știu, personajelor, structurii personajelor, și mulțumesc în special locului care m-a inspirat și mi-a dat putere de creație. Mulțumesc colegilor mei, sper că formăm și dacă mai aducem alături și Teatrul Tineretului, sper că într-adevăr Centrul Cultural se mută de la Iași la Piatra Neamț, ceea ce este de dorit. Așteptăm, cum se zice înainte, așteptam provincia la votare, acum așteptăm Teatrul Tineretului cu care să îndrăgim aspectul, universul cultural. Adrian, îți mulțumesc! Mulțumim și noi lui Constantin Munteanu pentru cărțile minunate pe care ne le-a dat. Îmi amintesc Ziua Manolilor Viscolite, am citit-o în armată și fiind un dor de Piatra Neamț, l-am regăsit orașul în romanul lui. Un scriitor tânăr care trăiește la Piatra Neamț, dar e considerat unul din numele cele mai importante ale noii literaturi române, este Adrian Geromila, care s-a manifestat drept critic, eseist și, în ultima vreme, prozator. Volumul său, Mici schimbări în viață, apărut la lectura Carmides în 2016, are presă și cronici foarte bune,
îl invit să primească această distinție din partea noastră. Sunt foarte bucuros că primesc acest premiu. Nu sunt emoționat pentru că sunt un om de-al casei, sunt al bibliotecii. Mare parte din cei care sunteți aici știți asta. De ani de zile împreună cu Adrianul Gheorghe comoderez, lansez, introduc scriitori aici, conduc un cenaclu. Biblioteca e locul în care petrec aproape la fel de mult timp ca în locul de unde îmi ridic salariul. Pentru mine biblioteca e mai mult decât un spațiu de la care împrumut cărți, e un spațiu care radiază cultură și formează un public. Acest premiu, cred că e al doilea, această categorie și al treilea sau al patrulea pe care le-au de la bibliotecă, confirmă, reconfirmă și mă leagă și mai mult de acest spațiu foarte, foarte efervescent. Vorba poetului, cum am fost, așa rămânem. Mulțumesc! Deși pentru regie era normal să spui că ești emoționat. Un poet puțin cunoscut în comunitatea noastră, dar care garantez că este de excepție, care a debutat târziu, care a venit târziu în literatură, dar asta nu înseamnă că nu a lucrat pe manuscris multă vreme, este Giuseppe Massavo, cu un volum de poezie de excepție, pe Sirius nu se întâmplă nimic, după ce a avut un alt volum acum 2 ani, Muzică pentru pisici, absolut formidabil, cu o plajă critică deosebită. Giuseppe Massavo, care și-a scos cărțile la Cluj, la Editura Limes, și care este în viața particulară antrenor de schi. Mulțumesc pentru această distinție. Nu sunt obișnuit să vorbesc, nu sunt un orator desăvârșit și nici bun. Mă leg doar de ceea ce spunea Adrian la început despre informația care bântuie și intră în creierile tinerilor și care este atât de firavă, inconsistentă. Îmi aduc aminte, nu memorez bine poemele mele, doar mi parafrazez acum unul dintre ele, din câteva versuri din ultima carte, în care spuneam așa: copiii au învățat să bată cuiul cu tastele calculatorului, au ajuns pe soare, l-au învins, ies în curte, ridică drapelul, cântă, slăvim patria. Dar era o percepție cinică, cumva, aceasta. Datorită evenimentelor din ultimul timp, în care am văzut tineri ieșind, sunt puțin emoționat, tineri ieșind afară, manifestând, am o încredere deosebită în generația asta și că Dumnezeu va face, într-adevăr, din țara asta ceva deosebit. Mulțumesc! Mulțumim și noi lui Giuseppe Massavo. Arte plastice. Un maestru al artelor plastice, unul care ne colorează viața și pereții, este Gheorghe Vadana. Îi acordăm opera Omnia lui Puiu Vadana, Gheorghe Vadana, care era bolnăvior când am vorbit cu el ieri la telefon. Înseamnă că nu a ajuns. O să facem să ajungă la el distinție. Un alt maestru care ne-a creat acest context frumos, această expoziție din Sala Cupolă, este Dumitru Bezan. Cred că Dumitru Bezem, care anul ăsta face o vârstă rotundă, 50 parcă, sau 40, nu mai știu, această floare e pentru a o picta, evident. E model. Vă mulțumesc că mă priviți emoționat, n-aș fi vrut să fiu așa astăzi.
Aș fi vrut să spun câteva. E o sărbătoare astăzi, este Sfântul Haralambi, dacă se știe. E un omagiu adus de acești băieți buni, Luminii. Uitați-vă această cupolă pe care am îndrăgit-o din tinerețe. Spune foarte mult. Cred că lumina ar trebui să fie contagioasă. Venind pe drum, în fața unei prăvălii, am citit ceva scris cu cretă. Și nimic nu este întâmplător. Se spunea acolo că între est și vest nu există, dacă te urci pe cer, nicio diferență. Diferența o face fiecare om și crede că este adevărată acea diferență. E o spus a lui Buddha. Sigur, ne conectează astăzi Adrian. Mulțumesc și ție că ești aici, că m-ai sprijinit, Vasile, pentru organizarea unor expoziții la bibliotecă, nu știu cât au fost, vă 3-4, așa. Mulțumesc că ne-ai conectat încă la ceea ce se poate numi inocența florilor. Încă o dată mă înclin să vă dea Dumnezeu sănătate. Mulțumim! Spuneam cândva că Dumitru Bezean face parte din patrimoniul cultural nemțean. E deja și personaj îngropat în propria operă. Ștefan Potop. Este cel care conduce filiala OAP din Neamț. Unul din cei mai buni portretiști din România. Domnul director, mulțumesc că nu mi-ați dat o ramă fisticheie. Și mulțumesc pentru aprecieri. Ce să mai spun? S-au spus atât de multe lucruri aici. Și domnul primar al meu, de la Piatra Neamț, mi-a pus o problemă existențială, așa trebuie să văd până la urmă ce răspuns o să-i dăm. Problema cu banii, știți, ce e mai important în viață. Banii sau viața spirituală. Și mă văd eu ca președinte al Uniunii Artiștilor Plastici în ipostaza în care de 10 ani mă strădui să storc bani de la autorități. Acum nu știu în ce sunt mai bun, în arta portretului sau în arta negocierii. Oricum, sper să colaborăm cu toți cei din sală și cei care n-au putut veni astăzi și să facem treburi bune în continuare. Mulțumesc! Mulțumim, Ștefan Bătot. Cred că banii au valoarea pe care le-o dăm noi, le-o acordăm noi, de fapt. În Neamț apar câteva reviste de cultură care fac o conexiune cu cultura românească și cultura europeană. Una dintre revistele bune, temeinice, care apare de foarte mulți ani, cred că a fost a doua sau a treia revistă de cultură care a apărut după Revoluție în România, în sistem privat sau relativ privat, este revista Antiteze, pe care o conduce cu destoinicie Cristian Livescu. Mulțumesc pentru această distincție. Ce pot să spun decât că în vremuri în care se vorbește de dezbinări, de discordii, de conflicte, iată un moment în care ne adunăm, suntem între noi coezivi,
pentru că s-a vorbit aici că imediat revista Antiteze a apărut imediat după Revoluție, cu ambiția noastră, cea celor de aici, atunci cuvântul solidaritate era foarte prezent. Parcă l-am pierdut între timp, parcă nu mai apelăm la un cuvânt care ne definea foarte bine acum două decenii și ceva. Mulțumesc pentru acest premiu. Revista Antiteze este o revistă de cultură care rezistă eroic datorită sprijinului financiar pe care îl acordă Consiliul Județean și are un profil distinct. Tragem cu ochiul la concurență, întotdeauna să vedem ce face. Concurența trage și ea cu ochiul spre noi, în așa fel încât să fie distincte revistele care le scoatem, să nu se modeleze una după alta. Și asta e un lucru foarte bun, pentru că Județul Neamț are o tradiție mare și o tradiție care trebuie să meargă mai departe. E un gând așa, puțin, și sigur și nostalgie, dar și ușor pesimist, care pentru ce scriem, pentru ce ne zbatem atât de mult, și am ascultat discursul de uvertură al lui Adrian al Gheorghe, care era și el sceptic în ceea ce privește demersul nostru pe care îl facem și care de puține ori ajunge acolo unde trebuie. Prea multă sălbăticie, prea multă barbarie, prea mult primitivism, mai ales în mediile de așa zisele medii de socializare, unde mai mult, cum spuneam, dezbinarea se poartă, dar trebuie să luptăm mai departe, trebuie să luptăm, trebuie să facem ceva în așa fel încât să modelăm societatea, în așa fel încât să o facem să viseze, să meargă spre idealuri înalte. Ce facem și noi cu revista Antiteze? Îi urez revistei Conta, de care sigur că am vorbit în subtext, la fel longevitate și să ne concurăm în continuare. Mulțumesc lui Cristian Levescu. Ideea e că întreba cine mai citește sau pentru cine scriem. Să fim bucuroși că mai suntem lăsați să scriem. O altă revistă pe care o citesc din când în când, care apare la Neamț, la fel o revistă care dă seama despre cultura locului în plan național și invers, din plan național în spațiu local, este Conta, o revistă unde redactor șef este Emil Nicolae, directorul e plecat în concediu. În primul rând vreau să vă spun bună ziua, în al doilea rând știu ce poate gândiți unul dintre astea, un conflict de interese aici, dar nu aveam cum să-l retezăm. E un premiu, cred eu, pentru zecile de sutele deja de colaboratori pe care îi avem de țară și de străinătate la revistă, dar punctual, cred că e un premiu pe care îl merita Conta, pentru că anul trecut a fost una dintre cele 25 de reviste remarcate și susținute de Ministerul Culturii. Mulțumesc! O altă revistă care apare la Neamț, care are o longevitate aparte, care vine de undeva din Interbelic, este revista Apostolul, care e girată, coordonată de Mircea Zaharie. Bună ziua tuturor! M-au delegat pe mine, făcând parte din echipa mai tânără, să spunem, a colectivului de redacție, întrucât domnul Mircea Zaharie, având o problemă de sănătate, nu a putut fi prezent astăzi. Reprezentanții sindicatului din învățământ, cei care finanțează apariția acestei reviste, la fel sunt antrenați în diverse probleme, așa că mi-a revenit deosebită onoare să ridic această distincție, pentru care țin să vă mulțumesc atât în numele colectivului de redacție, dar mai ales în numele tuturor colaboratorilor noștri și aș îndrăzni să fac un apel pe această cale să ne mai trimiteți texte,
ca să diversificăm, pentru că este o revistă a cadrelor didactice din județul nostru în care pot publica nu doar cadrele didactice. Felicitări tuturor și mulțumim! O revenire la artă plastică, un premiu pe care am ținut neapărat să-l acordăm unei doamne deosebite din Roman, Minodora Ursache, care este într-un moment mai dificil în acest moment, după o operație foarte grea, pentru volumul Fenomenul Artistic Romașcan, apărut la editura Moșatinia în 2016. Îl rog pe domnul Dorin Dospinescu să preia gândul nostru bun pentru doamna Minodora Ursache și acest simbol. La muzică ne-am oprit la numele a patru profesori care cu multă dăruire, cu multă abnegație au scos o generație de interpreți deosebită de care noi folosim și scoatem în lume la manifestările din bibliotecă. E vorba de profesorul Leonid Ceobanu, nu este de față, Iulian Stoica, la chitară, fostul meu student, Isidor Rusu, care este de față, și profesorul Radu Oțel de la Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj, Napoca, extensie Piatra Neamț. Primii trei profesori sunt de la Liceul de Arte Victor Braunel. Vorbiți foarte bine prin elevii pe care îi aveți. La teatru, un actor care promite mult, care va fi prezent la un festival în Germania în perioada următoare, Mircea Postelnic. La muzeologie, după ce m-am consultat cu directorul complexului muzeal, după ce am vorbit cu Emil Nicolae, care este un om vechi în sistem, în sistemul muzeilor, un om care și-a dedicat toată viața, putem spune, operelor de artă din Muzeul de Artă din Piatra Neamț, pictor deosebit, Violeta Dinu. Foarte emoționată și onorată și toate mulțumirile pentru aceste aprecieri. Într-adevăr, am avut norocul să lucrez într-un loc binecuvântat de colegii mei artiștii plastici, mai de demult sau cei de astăzi, și am avut pasiunea să o fac cu folos pentru admiratorii, pentru publicul evenimentelor noastre. Dar să știți că în muzee sunt foarte mulți oameni pasionați. Altfel n-am fi rezistat unii dintre noi, într-adevăr, aproape o viață, și facem echipe de fiecare dată minunate cu care putem duce la capăt ceea ce ne propunem, și scopul
final să fie mesajul către cei care doresc să vină, să vadă, să afle, indiferent de domeniul muzeului respectiv. Vă mulțumesc foarte mult! Vorbeam mai înainte de lada de zestre a județului, la tradițiilor și așa mai departe. Un om care dă seama despre acest lucru și o face la fel de o viață, este una dintre cele mai dragi ființe pe care le-am întâlnit în lumea asta. Un om care, a cărui determinare te determină și pe tine să fii determinat, este doamna Elena Florescu. Autoarea anul trecut a unui impresionant album Arta Populară a Lemnului din județul Neamț. Mulțumesc domnule Adrian Aluchiorche pentru gândurile și cuvintele spuse din suflet. Trebuie să mulțumesc pentru aceste distincții și Consiliului Județean, care îmi favorizează editarea unor lucrări prin care eu încerc să valorific toate cunoștințele și tot ce am învățat eu în timpul vieții. Acum eu fac o restituire. Ceea ce am adunat, restitui prin aceste cărți. Mulțumesc pentru toate aceste distincții care mă onorează și mă și obligă și încerc să continui, să arăt, să vă arăt dumneavoastră și marelui public valoarea tradițiilor din Neamț, mai puțin cunoscute până acum. Vă mulțumesc! De fapt, noi trebuie să vă mulțumim pentru ceea ce ne oferiți. Acest album, care a fost realizat împreună cu Florentina Buzenski, e o operă comună, pentru că există între cele două doamne acea relație dintre magistru și discipol. Iar cel care a lucrat în amănunt fiecare imagine de aici este colegul nostru din bibliotecă, Danilă Bogdan. Bogdan Danilă. O carte care ne sperie, care a apărut anul trecut, Inchiziția între mit și realitate, semnată de Mihai Floroaia. E un studiu impresionant, făcut de un tânăr specialist cu mare determinare în profesie. Mulțumesc. Sigur că acest premiu mă onorează, dar în același timp mă și responsabilizează în ceea ce înseamnă cercetarea, nu doar în domeniile teologiei și ale istoriei. Și dacă antevorbitorul meu, domnul director de la Complexul Muzeal Neamț, spunea că în biblioteci sunt stocate conștiințe, această lucrare pe care vă recomand cu toată dragostea, veți găsi între paginile ei că stochează conștiințe și mentalități din perioada evului mediu și nu numai. Vă mulțumesc încă o dată și... Mulțumim și noi. Un concetățean de-al nostru care adună cărți de peste tot, le aduce la bibliotecă și de aici noi le redistribuim. Anul trecut cred că a adus vreo 80 de lăzi de carte. E domnul Constantin Boengiu, care îi acordăm un premiu pentru promovarea cărții și lecturii în comunitate. Nu este de față, dar gestul lui este, zic eu, unul impresionant. Jurnalist cultural. Cred că mulți ar fi meritat, dar unanimitatea a fost pentru
Violeta Moș. Bună ziua! Sunt foarte emoționată, vă mulțumesc foarte mult. Vă prețuiesc foarte mult și mă bucur că mă aflu în mijlocul dumneavoastră. Am citit o carte pe vremuri, se chema Ziarul, al Nino Palumbo. Și acolo e un personaj care citește ziare, adună ziare acasă, încât la un moment dat nu mai poate intra în propriul apartament din cauza ziarelor pe care le adunase. Din ce în ce este exclus din spațiul lui intim. Cred că în postura asta este și Vasile Pleșca, care a adunat într-un apartament câteva mii de tablouri și din când în când le scoate la suprafață, în bibliotecă, unde facem expoziții, fie tematice, fie pe autori, cu Constantin Filimon, cu Dumitru Bezem, cu alții. Vasile Pleșca. Pasiunea lui, ca să nu pun în ghilimele, mica lui nebunie, este agreată și suportată de soția lui Elena Pleșca. Mulțumesc tare mult, mi-a dat ocazia să amintesc de profesoara mea, Maria Zbiera de la Război Neamț, căreia am aprins candela recunoștinței pentru că m-a învățat și pictura. Mai doresc să spun că această doamnă m-a adus la Război pe Sadoveanu, când eram puși în clasa a treia și a patra, prin anii 60-63, pe Eusebiu Camelar, și tot munca ei de cadru didactic s-a îndreptat asupra copilului să îi îndrume pe drumul cel bun. Nu pot să închei, până nu mulțumesc tuturor picturilor care se află în colecția mea, Nicolae Melur, pentru care am făcut o expoziție, am participat la o expoziție în 1 decembrie, Costică Filimon, Dan Cepoi, Gheorghe Trăisariu. Iar acum avem expoziția la Dumitru Bezem, unul din mari pictori a județului Neam. Vă mulțumesc! Un om care are obsesii, ultima lui obsesie este Aurel Băieșu, pentru care adună documente și lucrări, este Lucian Cornel Agăleanu. Distinția este pentru expoziția Aurel Băieșu din 2016, care a fost un eveniment la Muzeul de Artă din Piatra Neamț. Vă mulțumesc, domnule director, pentru acest gest. Trebuie să recunosc faptul că dintre multele evenimente organizate, fie în parteneriat cu Biblioteca Județeană Neamț, și aici mă refer la concertele camerale Trio Dolcisime, fie cele organizate în parteneriat cu Complexul Muzeal Județean Neamț, și aici mă refer la Salonul Internațional de Artă, retrospectiv Aurel Băieșu a fost una dintre cele mai importante și frumoase expoziții organizate. A numărat un public mare și a generat acest lucru. Vă mulțumesc tare mult! Hai, vă mulțumesc! Inițiativa privată în cultură. Aici, cred că sunteți de acord, e un domn din Piatra Neamț, Mihai Ganea, cu acel celebru club Sesti. Măcar o invitație la Sesti. Sunt expoziții nemaipomenite acolo, să știți. Într-un spațiu, când intri, nu-ți dai seama unde, în cap atâția oameni, de fapt, la inițiativa noastră, bună ziua. Inițiativa noastră de acum mulți ani, pare că a dat roade. Ne-am dorit foarte mult ca orice act de cultură din Piatra Neamț să ajungă într-un firesc al situației, al contextului, scos un pic din orice galerie consacrată, în orice ambient cultural, oarecum nișat. Pentru
pentru consumatorul de artă clasic. Și am vrut foarte mult ca lucrările să ajungă în rândul oamenilor obișnuiți, într-un firesc cotidian, așa, până la urmă, și în felul ăsta să ajungă și în galeriile mari. Mulțumesc tare mult! Și vreau să mulțumesc! O categorie de premii foarte dragi mie, Bibliotecarii anului 2016. Merg pe ideea că a fi bibliotecar nu e neapărat o profesie, e mai mult o misiune. De asta, cu dificultate a fost să alegem, dintre foarte mulți bibliotecari foarte buni, să alegem un număr de prieteni de-ai noștri, bibliotecari din Biblioteca Județeană, din comune, din comunitățile locale, acolo unde este mult mai greu să îți duci misiunea la capăt. Daniela Anechiti. Mulțumesc frumos, mulțumesc conducerii, mulțumesc jurului, mulțumesc foștilor colegi, mentori și mulțumesc și patronului nostru spiritual, Gheorghe Teodorescu Chirileanu, care am învățat de la domnul fost director Constantin Bostan să-l prețuiesc și continui să-l prețuiesc prin domnul director Adriana lui Gheorghe. Mulțumesc foarte mult tuturor colegilor. Și eu mulțumesc colegilor din bibliotecă pentru că fără ei nu am putea avea o activitate coerentă. Florentina Neicu. Bibliotecar la filiala din Mărăcuț. Filiala Vasile Conta din Mărăcuț. Doamna Georgeta Banu. De la filiala Dumitru Almaș din Dărmănești. Amelia Bran. Piano face parte din echipa IT din bibliotecă, acolo unde se digitizează publicațiile vechi, le găsiți pe site-ul bibliotecii noastre. Mulțumesc, domnule director, mulțumesc tuturor celor care au considerat că merită acest premiu, mulțumesc colegilor mei din Biblioteca Județeană, mulțumesc colegilor din bibliotecile publice din județul Neamț, mulțumesc și comunității locale și tuturor utilizatorilor care pășesc pragul acestei instituții. Mulțumesc mult de tot! Elena Tacu, sala de lectură. Gabriela Popovici. Celor care ne vizitează să le punem la dispoziție toate informațiile care sunt într-o carte pe care ei și-o doresc sau cu carte în bibliotecă. Vă mulțumesc! Cristina Roman Popovici. De la AV. De la Borca, cu mare responsabilitate pentru ceea ce a însemnat spațiul de la Borca, Iolanda Lupescu, care scoate și o revistă acolo, Biblioteca din Neamț. De la Vânători Neamț, Maria Coșofreț.
doamna Coșopreț promovează tradiția în zonă la modul deosebit. De la Giro, Constantin Bucur Olariu. De la Bozien, Gabriela Bobu. Nu este. De la Crăcăuan, Teodora Andrișoaie. Doamna Teodora Andrișoaie. De la Ștefan cel Mare, Mihaela Mariana Rusu. De la Podoleni, Elena Coțofan. Noi ne bazăm foarte mult pe voluntari în bibliotecă, așa că ținem să acordăm câteva distincții unor voluntari aparte. Profesor Mihaela Paraschivei, Școala Gimnazială Săvinești. Voluntar în biblioteca noastră. Nu este. Și Book Rangers Club, Piatra Neamț, un grup de tineri. Le acordăm o distinție pentru implicarea în activități de voluntariat pentru copii și tineret. Voi sunteți. De asemenea, avem câțiva colaboratori deosebiți care susțin activități extrem de concrete și temeinice și foarte necesare. Domnul inginer Valeriu Dâm. Pentru implicarea în activități culturale dedicate seniorilor. Încă o dovadă că literatura și muzica fac casă bună împreună în acest minunat locaș de cultură. O colaborare de peste 12 ani care sper să continue. Măcar îndepărtă. Vă mulțumim! Doamna Gizela Adăscăliță, actriță în trupa de teatru a bibliotecii și un om prezent în bibliotecă continuă. Mulțumesc frumos! Fac parte din Fundația de Îngrijiri Comunitare și Și un domn care, la fel, e un foarte bun colaborator al nostru, domnul Constantin Goila. De asemenea, câțiva profesori cu care colaborăm. Profesor Maria Tudor, de la Liceul Tehnologic Administrativ Piatra Neamț. Profesor Dr. Gianina Burianu. Sunt oamenii care îi învață pe copii drumul spre bibliotecă. De fapt, n-aș spune instituții, aș spune personalități. Mă refer în primul rând la dumneavoastră, domnule Adriana Mâncheorghe. Vă apreciez pentru inspirația cu care conduceți această bibliotecă, dar mai ales faptul că ne leagă amintirea Eroului Național Grigore Caraza. Vă mulțumesc pentru momentul comemorativ pentru unchiul meu și mulțumesc și domnului Florin Săsărmat pentru sensibilitatea cu care a interpretat piesa Iisus în celulă. Noi vă mulțumesc! Profesor Dr. Livioară Magdalena Todiresi, de la Liceul Tehnologic Economic Administrativ Piatra Neamț.
Profesor Mihaela Dobrea, Liceul Tehnologic Economic Administrativ Piatra Neamț. Profesor Vasile Diaconu, Colegiul Național de Informatică Piatra Neamț. Director, onorați invitați, deși reprezint un liceu IT, deci specialitate matematică informatică, să știți că în epoca IT-ului, a rețelelor de socializare, elevii noștri îmbină foarte bine această artă și cultură. Avem un parteneriat, cred că nu mai țin minte de când. Nu există lună să nu avem o activitate în bibliotecă, vin copiii noștri aici sau reprezentanții bibliotecii, avem foarte multe activități în comun și dacă avem elevi de calitate, să știți că și cultura poate fi promovată și avem foarte multe lucruri. Există un concurs național cu participare internațională în fiecare an, l-a ajuns la 15 ediții și elevii noștri sunt mândri să poată să-i conducă pe oaspeții noștri pe aceste meleaguri nemțene și, cum spuneați, în zona Târgului Neamț, să le prezinte tot ce avem mai frumos. Mulțumim și colaborare frumoasă! Și noi vă mulțumim! Profesor Elena Costachevi. Profesor Miluța Cristal. Școala gimnazială Nicu Albu. Asta a fost lista pe care am propus-o, lista pe care colegii mei din bibliotecă au susținut-o. Un cuvânt pentru colegii din bibliotecă, cu care colaborez la modul deosebit, armonios, cu care putem să punem în pagină proiecte pe care le ducem la bun sfârșit. Vă dați seama că în ultimii 3 ani în bibliotecă au fost peste 100 de scriitori români care au susținut conferințe, recitaluri de poezie, seri de proză, lansări de carte și așa mai departe. Am încercat și încercăm să facem împreună din biblioteca din Piatra Neamț un punct cultural fierbinte care să poziționeze orașul Piatra Neamț, județul Neamț, pe harta culturii adevărate în România. De asta, încă o dată, mulțumesc colegilor mei din bibliotecă, indiferent la care compartiment e fiecare. Compatibilizăm, suntem în armonie în tot ce facem și sperăm să o ținem încă o vreme așa. Deci vă mulțumesc dumneavoastră că ați fost prezenți, mulțumesc distinșilor primari care au lăsat treburile cotidiene pentru a asista la un moment de cultură, mulțumesc tuturor bibliotecarilor din județ care au înțeles mesajul nostru și din profesie de bibliotecar au ajuns să fie misiuni sau să aibă misiuni cultural, educative în comunitățile unde se regăsesc. Mulțumesc confraților scriitori și spunea bine Cristian Livescu că în cultură nu există democrație. Aici valoarea este cea care e determinantă. Și că aici nu există nici energii negative. Aici trebuie să avem toți energii pozitive. Vă mulțumesc! Vă propun să nu ne despărțim înainte de a cânta ceva împreună. Un refren simplu, foarte, foarte simplu. Eu am mai cântat astăzi cântece de ale mele, dar și ați văzut
Reaprinde scandila un cântec al lui Ion Aldea Teodorovici pe versele lui Grigore Vieru. Și acum un cântec al lui Doru Stănculescu.
Și mulțumesc de Adriana Gheorghe pentru invitația pe care mi-a făcut-o. Mulțumesc mult! Va ajunge acolo spate. Vă mulțumesc foarte mult! Dumnezeu să binecuvinteze toate acestea. Doamne ajută!